ziua, suflete dragi! Mă bucur că sunt din nou cu dumneavoastră și astăzi ne reîntâlnim pe calea undelor pentru a vă vorbi despre suflet. Și așa cum citiți pe burtieră, tema emisiunii de astăzi are legătură cu sufletul nostru. Are legătură cu tristețea care se regăsește în el și cu starea de neîmplinire pe care o avem. O stare în care, din păcate, nu ne regăsim și întrebări la care încă nu am aflat răspuns. Oare câte suflete din cele care astăzi ne urmăresc nu plâng? Oare câte vieți din cele pe care le cunoaștem noi nu duc o lipsă a fericirii? Adică trăiesc într-o stare de tristețe continuă pe care nu și-o pot explica și pe care cu toții și-o doresc să o înlocuiască cu bucuria ce de mult i-a părăsit și, din păcate, parcă nu-i mai cunosc culoarea ei. Întrebarea pe care o vedeți pe ecran vă este dedicată vouă tuturor celor care astăzi ascultați această conferință de suflet. Vă este dedicată vouă celor care sunteți într-o stare de neîmplinire și de profundă tristețe pentru că ați pierdut ceva drag, pentru că sunteți pe punctul de a pierde pe cineva pe care îl iubiți sau l-ați iubit, sau pentru faptul că v-ați atașat prea mult de anumite lucruri materiale pe care nu le puteți obține sau nu le puteți avea. Mântuitorul Hristos ne-a învățat să nu fim triști. Mântuitorul Hristos, de fiecare dată, în predicile sale, ne spunea să ne rugăm lui Dumnezeu și să îi cerem să facă ceea ce noi nu putem face. Adică să ne dăruiască sănătate, să ne dăruiască nouă oamenilor, muritorilor, iertarea de păcate, pentru că păcatele noastre și greșelile noastre sunt cele care au scris istoria a ceea ce trăim astăzi și, mai mult decât atât, acestea sunt cele care ne aduc trecutul în prezent și ne transformă starea de bine în suferință. Pentru a scăpa de ele, trebuie să avem curajul de a pune punct acestor stări, de a ne ridica, de a încerca să ne înțelegem și să-i rugăm pe cei de lângă noi să ne înțeleagă, apelând la răbdare. Un om când este trist, de regulă, are multe probleme. Apelează la psihologi, își sună prietenii, vin la Sfânta Biserică și în fața sfintelor icoane plâng și multe lacrimi se scurg
din povestea pe care ei și-o spun în rugăciune Îngerului sau Sfântului sau Mântuitorului Hristos, în fața căruia se află în rugăciune. Și acolo omul își povestește toată starea lui de încercarea vieții. Acolo omul se regăsește cu el, cu îngerul păzitor, și se trezește starea de conștiință în care începe să plângă pentru toate greșelile pe care le-a făcut și pentru toate momentele de necumpătare ce le-a trăit și nu a știut să se oprească la timp, pentru ca astăzi să nu se afle într-o asemenea stare de suferință. Iubiților, aș vrea să știți că foarte mulți dintre noi ne trezim sau ne generăm această suferință aducând trecutul în prezent. Și aș vrea să rețineți că trecutul este trecut pentru oricare dintre noi. Avem tendința de a judeca oamenii după ce au făcut în trecut. Să știți că nu există om perfect. Și un om care a fost încercat și poate a avut o viață necuvincioasă și a reușit să se regăsească și să se întâlnească cu Dumnezeu prin suferință, acela se poate considera un om norocos, deși sună cinic. Și se poate considera un om care, prin ceea ce va construi de acum încolo, îl va ajuta să devină mai puternic. Și nu degeaba spuneau mari înțelepți că cei mai importanți oameni de succes au fost aceia care au încercat să se ridice și s-au ridicat construind din cărămizile ce au fost aruncate în ei. Din păcate, acești oameni care se ridică sunt înconjurați de foarte, foarte mulți semeni ce sunt cuprinși de neîncredere, suspiciuni și bârfe care nu fac altceva decât să îi denigreze imaginea, să lovească în șansa omului renăscut în care chiar el crede și mai mult decât atât să contribuie la înmulțirea răutății pe pământ, pentru că dacă tu ești un om bun și ai ajuns să clevetești și să bârfești și să judeci viața unui om, din păcate te-ai conectat la problemele lui. Și iată de unde apar problemele în viața noastră. Am întâlnit foarte mulți oameni care mă întrebau: părinte, de la o vreme încoace îmi merge foarte rău, ce s-a întâmplat? L-am întrebat cât de des se uită la televizor și cât de mult a bârfit pe seama comentariilor ce le-a văzut acolo sau cât de mult a reușit să-și judece semenii prin prisma a ceea ce au auzit vorbindu-se despre persoane pe care poate nu le-au văzut niciodată, nu le-au cunoscut, dar le-au comentat viața. Și mulți îmi spuneau: da, părinte, e adevărat, am comentat la meciurile de fotbal, m-am enervat, am comentat poate în politică, nu mi-a convenit de un anumit politician. Și am zis: vezi, dragul meu, de aici apar problemele tale, pentru că tu, conectându-te la acea energie joasă, de frecvență coborâtă,
unde există doar scandaluri și probleme, tu singur te-ai dus cu mintea, cu gândul în iad. În iadul pe care mulți îl trăiesc zilnic și de care nu se pot desprinde, deși își doresc asta. Există această bătălie în omul care vrea să scape de fapt de viața plină de stres în care se află și de neputința pe care o are de a renunța la ea, pentru că plăcerile oferite de ea cântăresc poate mai mult decât liniștea pe care și-o dorește și împlinirea de care are nevoie pentru a fi fericit în familie. Aș vrea să vă uitați puțin la viețile tuturor acelor oameni care judecă și comentează viețile voastre, ale noastre. Și veți întâlni în ele multă nefericire. Veți întâlni un dezechilibru pe care nici voi nu vi-l puteți imagina. Că acei oameni nu sunt fericiți. Au probleme în familie. Încep să aibă probleme de sănătate. Și ce este mai grav? Că încep în a avea probleme psihice, în care nervii le cedează, în care neîncrederea ajunge la rang de cinste și orice persoană pe care o întâlnesc poate fi subiect al unei neîncrederi sau suspiciuni generate de altfel de boala care nu se vede, dar se trăiește sau în care ei trăiesc și trăiesc zilnic. De a vedea totul în negru deși este alb. Și aici amintesc acelora că cel mai mare păcat pe care îl poate face omul este cel împotriva evidenței. Adică să vezi peretele că este alb, dar tu nu, să susții că este negru. Și să încerci de fapt să-i convingi și pe ceilalți că este așa cum spui tu, încercând pe tot albul acela să arunci cu murdărie pentru a-l înnegri. Sunt foarte mulți oameni de genul acesta, din păcate. Și de aceea viața este împărțită în cei buni și în cei răi. De aceea foarte multe din problemele pe care noi le avem și care astăzi ne fac sufletul să plângă sunt generate de răutatea pe care am avut-o sau pe care încă o mai avem în noi. Vă rog, dragii mei, să rețineți că nimeni nu este perfect. Indiferent cine ai fi, tu, iubite suflete, cel care mă asculți, și indiferent în ce funcții publice te afla sau administrative, îți amintesc că pe această lume există un singur judecător suprem și acela este Dumnezeu. Și să n-aveți impresia vreodată că la răutate Dumnezeu va răspunde altfel decât voi v-ați ales, pentru că El este un judecător drept și dacă produci suferință și viața ta se va afla în suferință, dacă transformi viața unui om și îl duci în iadul încercărilor, ești răspunzător de ceea ce trăiește, de ceea ce simte și de ceea ce va urma cu viața lui. Mă refer aici, iubiții mei, la voi, cei care nu știți ce vreți de la viață, la cei care de fapt ați vrea să fiți cu cineva, dar nici n-ați vrea, la cei care
aveți în voi o doză de neîncredere și sunteți stăpâniți de orgoliu, considerându-vă net superior altora, deși poate sunteți sub nivelul multor oameni simpli, în sufletul cărora există iubire și unde este iubirea este și Dumnezeu. Deci cei care cu adevărat vreți un semn, ce are legătură cu schimbarea voastră și ce are legătură cu voi, îl veți putea obține într-un singur mod, lepădându-vă de toate răutățile și lucrurile rele pe care le faceți în viața voastră și încercând ca în voi să se producă schimbarea, dar nu de haine. Schimbarea modului de a gândi, schimbarea modului de a fi și de a ști să tratezi și să respecti semenul tău care este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Să nu uitați că fiecare om pe acest pământ are suflet. Rolul tău este acela de a-l determina să își schimbe lucrurile negative sau de a încerca să-i spui ce mult greșește și să contribui și tu prin faptele tale la părticica de fericire de care el are nevoie. Dar cum poți oare să convingi un om să schimbe viața? Și cum poți să-l determini să fie fericit dacă tu, iubite suflete, ești nefericit? De aceea vă spun, cei care mă ascultați și vă regăsiți în aceste cuvinte, aveți ceva de făcut. Să vă opriți puțin din această fugă continuă de a aduna comori și averi pe pământ și de a vă prețui mai mult spiritul, de a vă prețui mai mult sufletul vostru care, de fapt, astăzi, deși aveți de toate, nu aveți nimic. Iar ca să primești bucurie, trebuie să o oferi. Dacă vrei să primești daruri, trebuie să dai. Și nu-și cere nimeni să dai bani sau să cumperi ceva cu bani. Ce-ți cere un lucru atât de simplu. Să oferi iubirea care nu se poate măsura, dar se poate oferi fără măsură. Ce trebuie de asemenea să reținem, că nimic în viața noastră, din tot ceea ce trăim și din tot ceea ce simțim astăzi, nu este întâmplător. Fiecare dintre noi are o cruce de purtat. La unii este mai mare, la alții este mai mică. Însă această cruce a vieții de care eu vă spun nu face altceva decât, dacă veți ști să vă folosiți de ea, să vă fie scară spre cer și să vă determine ca în schimbarea voastră să deveniți mai puternici. Și ca să mă înțelegeți de ce crucea suferinței te face
mai puternic? Vă răspund pentru că prin suferință v-ați întâlnit cu Dumnezeu. Dacă astăzi erați fericiți și dacă astăzi erați împliniți voi, poate acum nu ați fi ascultat aceste cuvinte. Poate acum nu v-ați fi gândit la rugăciune și nici nu ați fi cerut ca Dumnezeu cel milostiv să-și întoarcă fața către voi și să-și amintească că și voi sunteți copiii Lui, cerându-i iertare pentru greșelile pe care le-ați făcut cu voia sau fără voia voastră. Ridicați-vă, iubiții mei, din suferință. Ridicați-vă din starea aceasta de încercare în care viața v-a adus. Pentru că veți deveni puternici atunci când veți depăși aceste momente. Iar puterea o primiți de la Dumnezeu. Puterea este în noi, în voi, în cei care credeți cu adevărat că bunul Dumnezeu, cel care vă iubește necondiționat, vine și vă ajută să vă ridicați, dar nu vine decât doar atunci când tu ți-ai obținut vrednicia prin rugăciune, post și prin modul în care singur ți-ai dovedit că ai reușit să te schimbi și viața ta s-a transformat dintr-una tristă și stresantă într-una liniștită și frumoasă. Sunt așa de puțini oamenii fericiți. Sunt așa de puțini cei care astăzi zâmbesc cu adevărat. Și de ce spun asta? Pentru că mulți din cei care astăzi ne zâmbesc, în spatele zâmbetului lor și a ochilor care însoțesc zâmbetul, ascund o mare tristețe și suferință. Și se spune că ochii sunt oglinda sufletului. După această emisiune, vă rog, priviți-vă în oglindă, priviți-vă ochii și vedeți cum sunt. Sunt veseli sau triști, iar tristețea din ei o regăsim în sufletul care astăzi plânge și care are nevoie mai mult ca niciodată de ajutorul lui Dumnezeu și de dragostea, de înțelegerea și îmbrățișarea semenilor noștri. În aceste momente de încercare, îți poți da seama cine este aproapele tău. În aceste momente poți să te gândești cine este cel sau să vezi adevărată față acelui care îți promite sau ți-a promis că îți va fi alături la bine și la greu. De ce? Pentru că în acea promisiune trebuie să fie iubirea. Și dacă iubirea n-a fost una sinceră decât declarativă, faptele dovedesc astăzi realitatea a ceea ce vă spuneam. După o scurtă pauză vom vorbi puțin despre falsitatea oamenilor și cum putem să-i deosebim de cei sinceri.
Există atât de mulți oameni falși. Există mulți oameni care poartă o mască a zâmbetului nesincer, care ne zâmbesc, ne râd în față și în spatele nostru ne vorbesc de rău. Știți cât de mult s-au înmulțit aceștia? Și ce este trist? Că trăim printre ei. De ce vă spun? Că cel mai mare prieten pe care tu poți să-l ai în viață este succesul. Succesul tău îți va aduce prieteni care sunt interesați în a-și rezolva anumite probleme care au legătură cu ceea ce ai reușit tu. Iar insuccesul tău și necazurile ți îndepărtează pe cei falși și ți apropie prietenii sinceri și devotați, care indiferent cum ai arăta, cum ai fi și ce ai face, nu te părăsesc și nu te vor lăsa la greu niciodată. De aceea, iubiților, este atât de important să ne întrebăm în aceste momente, indiferent în ce stare ne-am situa sau ne-am afla, cine este aproapele meu? Cine este aproapele tău, suflete? Poți să-mi răspunzi? Gândindu-te la aceste lucruri, îți vei da seama, făcând așa un calcul, cât de puțini sunt aceia care astăzi sunt dispuși să fie părtași la suferința ta și cât de puțini sunt aceia care acum, când tu ai nevoie de ei, să te țină de mână, să te îmbrățișeze, să-ți mângâie creștetul, nu sunt lângă tine. Aceasta este marea tristețe pe care mulți o trăim și încercăm să nu o vedem, încercăm să o ignorăm, deși ne bate la ușă, deși am transformat ceea ce trăim, această viață a noastră, a noastră, plină de frustrări și neîmpliniri, într-o realitate pe care am acceptat-o și cu virgulă care ne-am obișnuit. De aceea foarte mulți oameni merg pe stradă și sunt atât de cufundați în gândurile lor încât nu te văd. De multe ori îi saluți și ai impresia că nu te-au auzit. Și odată cu această stare a lor de neputință în care au intrat, parcă necazurile lor se înmulțesc în loc să se oprească. Omul, iubiților, are capacitatea de a înfrunta orice și poate să depășească orice obstacol al vieții lui dacă este motivat și în spatele motivației acestuia se găsește iubirea. Pentru iubire s-au declanșat războaie. Adică, pentru orgolile
unor bărbați care iubeau aceeași femeie și pentru ideea de iubire, mulți dintre oameni și-au părăsit viețile lor pe care le aveau într-un anumit ritm și le-au schimbat într-unul total diferit, acceptând ca în viața lor să se producă schimbarea de care nu s-au gândit vreodată că vor avea parte. Dar cum la tot ceea ce se întâmplă cu viața noastră contribuim, așa mulți dintre noi am contribuit la ceea ce trăim, la ceea ce suntem și cine suntem și mai mult decât atât, scenarul vieții noastre pe care noi astăzi îl parcurgem a fost scris de noi în momentele în care, fiind poate prea importanți sau fiind poate prea plini de noi, nu ne-am gândit o clipă că astăzi poți fi împărat și mâine să devii cerșetor. La toate acestea, iubiților, contribuie modul de a înțelege și a trăi credința. Pentru că am spus-o de foarte multe ori și vă repet, așa cum este credința voastră, este și viața voastră. Ai o credință frumoasă, vei avea o viață frumoasă, ai o credință șubredă, de această șubrezeală vei avea parte în momentele în care peste tine vor veni încercări. Vă recomand tuturor, acelora care v-ați regăsit în ceea ce v-am spus și în cuvintele mele, să vă ridicați din această stare prin cel mai frumos tratament posibil. Și acesta se numește rugăciunea. Să rostiți rugăciunea Tatăl nostru ori de câte ori aveți ocazia să o faceți, pentru că rugăciunea Tatăl nostru este cea care vă deschide vouă șansa unei schimbări în bine și, mai mult decât atât, vă trezește conștiința prin a înțelege că Tatăl nostru cel Ceresc este mai presus decât orice lucru material, decât orice afacere, decât orice altă preocupare pe care eu o pot avea, ocupându-mi timpul de care mă plâng frecvent că nu mi-ajunge. Ca să vă ajungă timpul, iubiților, trebuie să-l respectați. Timpul este darul pe care ți l-a dat Dumnezeu, dar adesea ți-l fură demonul. Și de ce ți-l fură? Pentru că el acționează în acele momente în care tu îți propui să vii să te rogi, atunci îți dă o altă preocupare sau îți transmite prin gânduri
anumite stări de panică sau de frică sau de lene și din om care obișnuiai să te rogi, ai devenit, de fapt, o persoană indiferentă. Dintr-un om sensibil, în care valorile acestei lumi erau așezate după anumite principii, ai devenit insensibil, iar când vorbim de principii, deja te uiți sau te gândești la ele ca fiind istorie. Câte fete, domnișoare, n-au fost crescute după anumite principii morale de către bunică, de mamă, de către cei care noi îi numim de modă veche, de cei care înaintea noastră, cu niște ani, credeau în respect, acceptau toleranța unora față de alții și nu răspundeau răului cu rău. Și aveau această rușine de care eu vă vorbesc nu într-un sens greșit explicat de cei care practică Theta Healing, ci la modul în care tu te rușinai de greșalele sau de păcatele trupești pe care le făceai sau poate îți permiteai să le faci fără să gândești. Și dacă atunci erau lucruri care aveau legătură cu perioada și timpul, vremea, cu respectul, respectul față de semeni, dar în primul rând respectul față de tine, astăzi e o chestie care s-a transformat în normalitate. Vorbeam cu studenți și cu adolescenți și făceau concurs între ei care dintre aceștia este mai curat și neîntinat de păcatul desfrânării. Și dacă am ajuns ca acest subiect deja să fie tratat ca un miracol, vă puteți imagina starea de echilibru, energia care se consumă și păcatele care se adună într-un tânăr ce și-a început viața sexuală de la o vârstă total nepotrivită și care ulterior timpului, în urma unor despărțiri sau certuri, produce suferință cumplită, pentru că atașamentul unei domnișoare sau unui tânăr față de o domnișoară este atât de mare, încât de multe ori mulți nu-l înțeleg și nu pot să-l depășească și ascultăm frecvent știri cu tineri care, pierzându-și speranța, lipsiți fiind de credință, ajung să se sinucidă sau să recurgă la alte măsuri nepotrivite. Toate aceste consecințe ale suferinței sau neîmplinirii pe care le trăiți au legătură cu trecutul și copilăria dumneavoastră. Pentru că una, ați învățat în copilărie, ați respectat anumite reguli pe care le-ați văzut poate sau le-ați simțit ca fiind impuse de părinți sau de bunici, și alta este realitatea, ceea ce sunteți, ceea ce trăiți, ceea ce gândiți și de fapt a ceea ce ați realizat, rugându-vă să vă gândiți ce ați realizat în viața voastră.
mulți veți avea ce spune, am realizat. Am făcut o casă, o mașină, copii, minunat. Important este că dacă le-ai făcut, să le păstrezi și să rămâi în starea de unitate cu familia ta. Și pentru asta, Dumnezeu să-ți binecuvinteze lucrarea și tu să mergi mai departe, mulțumindu-Lui Dumnezeu că ți-a dat un copil, doi sănătoși. Și poate, deși nu meritai, că n-aveai vrednicia, ți-a dat mai mult decât ai cerut. De asemenea, cei care au copii bolnavi, să nu se piardă. Orice boală se poate trata și se poate ajunge la rezultate de tămăduire a ei. Când medicii își pun pansamentul și Dumnezeu vindecă. Credința este cea care te poate ridica din orice situație. Și mă refer nu la o credință manifestată printr-o anumită religie, și aici vorbim de credința noastră ortodoxă, ci mă refer la credința ta de a crede că imposibilul poate fi posibil câtă vreme tu ți-ai adunat toate forțele, toată atenția și încrederea de care ai nevoie să te ridici, să ștergi lacrimile și să mergi mai departe. Când Dumnezeu îți închide ușa, îți deschide fereastra și există și pentru tine loc pe lumea aceasta și există soluții care pot să-ți rezolve orice problemă. Pentru aceasta și pentru a le rezolva, vă îndemn să citiți Paraclisul Maicii Domnului. Și de asemenea vă spun că rostind rugăciunea Tatăl nostru, chiar de mai multe ori pe zi, vă veți face bine singuri, deschizându-vă de altfel anumite canale de comunicare cu Îngerul vostru păzitor și de a vă conecta voi la ceea ce este frumos. Și ceea ce aparține frumosului are legătură cu divinitatea și cu Dumnezeu. Iar ceea ce este urât, știți prea bine cui aparține. Și paradoxal, pentru mulți și foarte mulți dintre noi, dacă ar fi să-i întrebăm în a alege un tablou frumos sau unul urât, cu siguranță că peste 90% sau 95% l-ar alege cel frumos, fiind încântați de frumusețea și maestria imaginii care este în el. Și cu toate acestea, oamenii știu de multe ori că este rău să aibă anumite vicii, este rău să înjure, este greșit să facă rău și să judece și să-i comenteze pe semeni și cu toate acestea, parcă fără să gândească, induși de o forță care nu se poate explica în cuvinte, sunt acaparați și devin subiect al unor comentarii, al unor răutăți omenești care nu fac altceva decât să-i arunce direct în iadul întunericului. Și odată cu ajunsul lor acolo să înceapă problemele ce vor avea repercursiuni pentru el, dar nu numai pentru el, ci pentru
toți cei dragi ai Lui, pentru că dacă cineva suferă și este înconjurat de familie, este înconjurat de părinți, de mama și tata care îl iubesc, vor ajunge ca toți cei din jurul lui să sufere la fel de mult ca și el. Așa că eu vă rog să încercați să învățați câteva lucruri ce vă sunt de folos vieții și să încercați să vă echilibrați puțin sufletul vostru prin a vă armoniza viața pe care o trăiți cu realizările și faptele bune pe care le puteți face și ați putea să le faceți, dar nu le faceți. Vă întreb și vă rog să vă gândiți câte fapte bune ați făcut azi. Cât de mult ați ajutat sau ajutați pe cei care au nevoie de voi și care depind, poate, de voi. Aș vrea să știu cât de mult din cei care astăzi, sau câți dintre cei care astăzi îmi ascultați mie, expunerile și cuvintele și învățăturile mele, câți reușiți să faceți ceva concret în a vă schimba viața și a trăi o altă dimensiune și într-o altă vibrație diferită de cea în care vă aflați acum. Iubiții mei, cu toții suntem copiii lui Dumnezeu. Indiferent în ce colț al lumii ne-am afla, puterea de a ne ridica vine dacă este susținută de credință și dacă este susținută de motivația pe care noi am știut să ne o dăm sau să ne o creăm și de ceea ce am construit noi sau am reușit să construim în jurul nostru, indiferent de vârsta la care suntem. Ai 20 de ani. Ce ai reușit să faci până la această vârstă? Ai 25 de ani. Ai 30 de ani. Ce ai reușit să faci până la această vârstă? Ai 35, ai 40. Ce ai făcut cu viața ta? Ai 45, ai 50. De asemenea, ce realizări importante sunt pe care tu le poți acum prezenta și cu care acum poți să te mândrești? Și veți spune mulți: părinte, am făcut copii frumoși, am dat acestei societăți specialiști în diferite domenii. Foarte frumos. Un lucru minunat. Dar aceste vlăstare de care noi vorbim acum, acești copii minunați pe care îi aveți, ei cum sunt? Sunt buni sau sunt răi? Pentru că răutatea nu este ceva ce se cumpără, ci se moștenește. Și culmea, spre deosebire de bunătate, se preia foarte ușor. Încearcă unui om să-i cer să fie bun și încearcă să-l provoci să fie rău și veți vedea din cele două opțiuni în care va veni sau va răspunde mai rapid. După o scurtă pauză vom vorbi și despre celelalte elemente importante care țin de reușita și de tot ceea ce înseamnă viitorul nostru.
așa cum vă spuneam, este atât de importantă starea noastră de mulțumire, în care știm să răspundem atunci când suntem întrebați ce realizări am făcut până la vârsta la care ne aflăm acum, să putem spune mândri și demni că într-adevăr lângă noi se află persoana pe care am știut să ne alegem și care ne iubește necondiționat și avem în spate o familie atât de frumoasă, nepoți, toți din cei care ne înconjoară sunt plini de fericire și realizări. Și dacă vă spun aceste lucruri, din păcate, ajungem când auzim că există asemenea familii sau vedem oameni la 80 de ani ținându-se de mână și iubindu-se ca în prima zi, să ne mirăm și să spunem wow. Adică să privim o chestiune care ține de normalitate ca și un miracol. Cum a fost posibil sau cum este posibil să mai existe așa ceva? Vă dați seama în ce stare de decădere se află lumea și omenirea? Încât nimeni nu mai crede în nimeni aproape și în nimic și zilnic ne sunt induse idei sau stări de teamă și de panică cu ceea ce ni s-ar putea întâmpla rău sau ni se poate face rău prin cei care sunt vicleni, prin cei care de multe ori se folosesc de numele lui Dumnezeu și au atâta viclenie și ură și răutate în ei, cum nici nu vă puteți imagina. Ați simțit-o poate și dumneavoastră. Ați simțit și dumneavoastră acest gen de oameni care sunt precum șarpele ce stă ascuns și la un moment dat vă mușcă. Și ne întrebăm, oare este corect? Oare este normal ceea ce fac acești oameni? Și vă spun că să-i ferească Dumnezeu de momentul în care va veni și ziua plății și ziua judecății pentru toată fățărnicia și falsitatea de care dau dovadă. Și pentru că vă întrebam de realizări, ce ați realizat? Repet, fiecare îmi va spune o poveste sau va ști să spună o poveste. Iar la această poveste, finalul întrebării mele ar fi: dacă tu ești mulțumit cu tine, dacă ești mulțumit cu ce ai realizat și cu viața ta pe care singur ți-ai construit-o și pe care tu singur ți-o poți construi de acum încolo, dacă ai suficienta înțelepciune, maturitate și capacitate ca să înveți ceva de la suferința prin care ai trecut sau treci și din greșelile tale să încerci să le explici de fapt și altora să învețe ca nu cumva și ei să ajungă să sufere ca tine. Atașamentele, iubiții mei, de persoane nepotrivite, atașamentele de bunuri materiale, de lucruri care ne fac pe noi să ne simțim bine, sunt periculoase dacă le acordăm o prea mare importanță. Pentru că acestea au legătură de multe ori
cu o parte din problemele ce ulterior se nasc și care ne aduc nouă starea de frustrare, de nemulțumire și de întristare, fără să găsim o justificare de ce. De ce? Pentru că tu, iubite suflete, ai considerat că clipa fericirii sau stările pe care tu le-ai trăit cândva vor ține o veșnicie. Viața este plină de surprize. Nimic nu este veșnic. Singurul lucru garantat că ți se va întâmpla și va veni, dar nu știm când, este moartea. Restul trăirilor noastre, restul modului în care știm să ne organizăm viața, sunt șansele pe care tu ți le oferi vieții. Sunt șansele pentru care ai considerat că meriți să lupți, dacă ai avut curaj să-ți înfrunți propria realitate, sau ai considerat că n-ai puterea și ai rămas în aceeași stare de neîmplinire și tristețe în care ai fost ani de zile fără să faci nimic în a-ți schimba viața. Să știți că mulți dintre noi avem teama de necunoscut și mulți dintre noi ne-am obișnuit cu anumite persoane pe care ne-am atașat, persoane care, la rândul lor, fără să-și dorească sau poate își doresc, ne fac nouă rău, producându-ne suferință prin gesturile, prin viciile pe care le au și nu le pot controla, și de asemenea ne produc suferință pentru că a dispărut respectul dintre iubit sau iubită, soț sau soție, și dispărând acesta încep jignirile. Ea îl jignește pe el, ea îi spune lui cuvinte urâte, iar el răspunde prin forță sau, cine știe, la fel, prin alte cuvinte jignitoare, ce coboară persoana care era cu sufletul aproape de Dumnezeu, aproape de rai, o coboară în iad. De aceea multe dintre tinere și mulți dintre noi ne-am transformat raiul în iad, alegând persoane nepotrivite în viața noastră. Multe dintre noi, persoanele sau semeni, mulți dintre cei care astăzi ascultăm aceste cuvinte, ne dăm seama că am făcut anumite greșeli prin alegerile greșite pe care le-am făcut. Și cu toate acestea, deși am încercat și încercăm să schimbăm o persoană, constatăm că persoanele de regulă nu se schimbă, este greu să schimbi un om. Iar ceea ce poate să-l schimbe cu adevărat pe acesta este doar o încercare sau un necaz ce se poate abate asupra lui fără să fie pregătit să facă față și fără să fie pregătit de ceea ce va urma. În creierul nostru, iubiții mei, există acea echipă, dacă îmi permiteți, de autoapărare, care filtrează informațiile negative și care ne fac de multe ori să fim cerebrari.
și să ne gândim că o informație eronată, teoretic, ne poate transforma starea de bine într-o stare de panică, sau că o anumită informație greșită ne poate aduce frică. Eu vă rog și insist să nu vă lăsați păcăliți de veștile proaste ale unora care încearcă să transmită prin răul sau răutatea pe care o au vești ce vă pot tulbura, ci să vă lăsați conduși de ceea ce vă spune vouă sufletul. Și ce vă spune vouă astăzi sufletul? Sufletul vostru astăzi plânge, iar lacrimile voastre sunt cuvintele sufletului care vă vorbește. Cuvintele vin, regretele apar, iar timpul este cel care va rezolva momentele acestea din voi să treacă și rănile sufletului vostru să se vindece. Și de ce vă spun asta? Pentru că orice rană deschisă în corp, fie în corpul fizic sau în suflet, vă duce înapoi sau vă blochează vouă șansa viitorului. Fiți puternici, iubiții mei. Chemați lângă voi pe cei care vă iubesc. Și cei care vă iubesc vor rămâne acolo până când vă vor vedea din nou zâmbind, zburând și ridicându-vă din suferință. Aceasta este dovada iubirii necondiționate și dezinteresate. Când un om iubește, indiferent cum te-a găsit sau cum ești tu astăzi, el iubește pentru că acolo, în sufletul lui, s-a născut cetatea cu zidurile atât de mari încât nu o poate dărâma și nici nu poate pătrunde în ea altcineva decât iubirea care ți-a fost promisă și garantată. Vă rog atât să meditați la cum ar putea fi viața voastră sau cum ar fi viața voastră sau cum ar fi fost viața voastră dacă în anumite momente erați liniștiți, erați calmi și erați puțin mai atenți cu voi decât ați fost până acum. Însă, așa cum am mai spus-o, trecutul este trecut, nu are rost să ne întoarcem în trecut și să aducem trecutul să fie prezent în viața noastră. Trecutul trebuie îngropat și păstrate doar amintirile frumoase care sunt raiul din care nimeni nu ne va izgoni niciodată. Dacă ai amintiri frumoase, păstrează-le. Dacă ai amintiri urâte, îngroapă-le odată cu trecutul și dă-ți șansa, iubite suflete, la o viață frumoasă, trăită în fericire și împlinire prin Hristos. Vă doresc din toată inima să fiți fericiți
și să nu dureze mult până va deveni sau până va veni momentul în care viața voastră se va schimba și va fi frumoasă. Să știți că este posibil, nu este un vis, nu este un mit. Așa cum mă întrebau tinerii de multe ori sau anumiți credincioși, părinte, este mit oare starea de fericire? Sau cât credeți că ține? Și am spus, nu este un mit. Este o realitate pe care o poți trăi și simți dacă te afli în echilibru. Și ce înseamnă a te afla în echilibru? Vă voi spune imediat. Înseamnă să respecti trei reguli nescrise sau trei legi spirituale nescrise. 1. Relația cu Dumnezeu. Să-L iubești pe Dumnezeu mai mult decât orice pe lumea aceasta și când este vorba de a lăsa totul deoparte, afacerii, plăceri, pentru a fi lângă Dumnezeu și a te ruga, să fii în stare să faci asta. A doua regulă este cea legată de tine. Adică să fii în armonie cu tine și cu ceea ce crezi, ceea ce simți, ceea ce îți dorești și să fii un om mulțumit de tine, să dai deoparte frustrările și neîmplinirile tale și să-L rogi pe Dumnezeu ca să-ți dea ceea ce tu nu ai putut să realizezi sau să faci. De aceea vă spuneam să vă rugați lui Dumnezeu să facă ceea ce voi nu puteți face. Și a treia regulă sau lege nescrisă este cea în care tu trebuie să fii în armonie cu semenii. Ori dacă acolo te cerți la serviciu, dacă te cerți cu soțul, cu iubitul, cu copiii, te cerți cu toată lumea, ești într-un dezechilibru total. Și atunci hai să vedem din toate cele trei în câte te regăsești în echilibru sau în armonie, deci în relația cu Dumnezeu, relația cu tine și relația cu semenii. Și dacă într-una din cele trei ai ajuns să fii corigent, atunci trebuie să știi că de aici apar problemele, că până nu-ți rezolvi aceste neîmpliniri ale tale și până nu înțelegi că toate trei sunt foarte importante a fi respectate și a te afla în armonie cu ceea ce ți-am spus, n-ai cum să guști bucuria, să fii un om echilibrat, liniștit, care să-ți vezi de drumul tău în viață și să fii fericit. Iubește-L pe Dumnezeu mai mult decât orice pe lumea aceasta și oferind iubire, îl vei primi în viața ta, iar primindu-L pe El în viața ta, vei obține totul, tot ceea ce îți dorești. Apoi, fii în echilibru cu tine, în a te respecta mai mult, a avea mai mult grijă de tine, de corpul tău, de sănătatea ta, de viața ta. Nu-ți bate joc de ea, că este una singură. Azi o ai și mâine, Doamne ferește, poți o pierzi. Ai grijă de tine, de viața ta și de ce faci cu ea. Iar trei, respectă-ți semenii. Iubește-ți aproapele, spunea Mântuitorul, ca pe tine însuți. Pentru că cele 10 porunci, de fapt sunt două, împărțite în două, iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproape.
Și dacă îl vei privi pe cel de lângă tine, prin ochii iubirii, prin ochii milosteniei, a înțelegerii, că poți să întinzi o mână și să-l ridici din starea de supărare, îți vei câștiga tu comoară, îți vei câștiga tu, de fapt, ceea ce îți lipsește. Îți vei câștiga ca recompensă binecuvântarea ce se întoarce, ce vine din cer, asupra ta, iar tu, aflându-te într-o stare de echilibru, toate problemele tale și grijile tale încep să se rezolve. Îți vei rezolva problema cu casa, cu mașina, cu serviciu, cu sănătatea, cu iubirea, cu sentimentele, cu viitorul și îți vei rezolva problemele care le ai cu copiii, cu vecinii și, sunt sigur, multe alte exemple pe care le putem da și în care vă regăsiți. Așa că, iubiții mei, pentru că rugăciunea poate să schimbe multe, ne poate aduna, ne poate face puternici și ne poate scoate din starea de suferință, vă invit pe cei care m-ați urmărit să spunem cu toții, cu voce tare, rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Să fiți binecuvântați și până la o nouă reîntâlnire, să aveți grijă să fiți mai buni, să scăpați de toate momentele de tristețe din viața voastră rugându-vă și să fiți milostivi, ajutându-i pe cei care au nevoie de voi, pe cei care poate prin gestul vostru reușiți să le schimbați viața sau să le aduceți un zâmbet prin bucuria pe care le-o faceți. Așa că tuturor vă spun să aveți bucurie și să fiți binecuvântați. Dumnezeu să vă aibă în pază pe toți și să vă iubească, să vă apere, să vă ocrotească viața. Amin.